Bună, Simona. Bună, Marius. Ce dezbatem astăzi? Păi, situația cu Salvatorul. <laughs> Ca ai zis că, că lucrezi pe brânci pe, pe următoarele, căr următoarele cărți pe care nu să le citim, și Salvatorul vine peste tot. Noi ne-am conversat înainte, poate să vrei să, să le împărtășești sau nu. Eu vreau numai să spun că de ceva timp eu nu am mai citit directivele și legile astea, adică din care le scot Comunitatea Europeană sau Guvernul German. Și, și acum le-am luat și le-am le luat iarăși să mă uit pe ele, că am nevoie pentru ceva la servici. Și e incredibil când, cite când le citesc, oricât de la Uniunea Europeană, oricât de la ONU, oricât de aici, deci le, le văd, parcă am ochelarii școlii iubirii. Și când citesc uh, uh, global warming, da? că luptăm împotriva încălzirii globale, la mine se pune, luptăm împotriva uh, populației. <laughs> multiplicării populației. Deci totul le văd pe dos. Păi și a zis, păi niciodată nu am citit eu uh, directivele astea în felul ăsta. Adică eu că le citesc, când le citesc, mi se vin pe dos în cap. Deci este o legendă ce înseamnă global warming, înseamnă populație. Da, și toate, regula, toate regulile. Și mi-am dat seama că. Toate legile care sunt făcute, inclusiv uh, drepturile omului, care spune că sunt super, nu știu ce, este o metodă de îngrădire a drepturilor, de fapt. Pentru că, zic, uite, acestea sunt drepturile tale. Deci înseamnă că drepturile mele sunt în cadrul aceste, acestor legi, în acestor regulamente. De-aia au reguli, la reguli, la reguli, mai au excepții, au reguli pentru grupul ăsta de populație, pentru celălalt grup de populație, reguli pentru conducătorii auto, pentru deținătorii de case. Deci ei ne conduc prin aceste reguli. În același timp, la nivel de companie, acum se introduc prin taxomanie o grămadă de de taxe și impozite legate de încălzirea globală, de corupție, de... Știi că noi am făcut cele 21, parcă, de principiile ale națiunilor, de scopuri ale națiunilor unite, unde era să nu mai fie sărăcie, să fie educație pentru toți, energie verde și toată, toate pătrățelele alea. Și... Uh, stai ce, ce vreau să spun. Uh, toate astea, de fapt, sunt mai multe încrădiri, Deci, ei te credeți prin taxe, dar în același timp îți spun că firmele trebuie să fie inovative, că trebuie să fim împuterniciți, că trebuie să fim dinamici, că trebuie să ne ducem pe piețe noi. Deci, pe de o parte, zic că, mamă, trebuie să te duci și să, să, să cucerești noi tărâmuri dar în același timp vin și spun alte îngrădiri ceea ce se bat cap în cap și te aduce la un nivel de disperare că tu nu mai știi, că nu poți să mai să lucrezi cum lucrai înainte. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că ei trebuie să, în momentul în care tu te intri în conflict, automat intri în conflict, pentru că legile și directivele pe o parte și ceea ce îți comunică ei inoficial se bat cap în cap. Și când e să conflicte, te duci la, el și la ei ca să te salveze. Deci dacă nu ai un salvator, ei nu au autoritatea spre Da, da. Deci asta... ei dau directivele, legile. Îți dau lista de joacă, regulamentul de joacă. Deci asta în concluzie este că dacă nu ai salvator niciunde, deci religia, dacă scoți religia din, din mintea omului, salvatorul, nu? O, o, omul acela providențial care te salvează și te mântuie dacă scoți, atunci omul rămâne doar cu Dumnezeu în față. Și nu mai poate să respecte autoritatea pământească. Că e Dumnezeu. Da. Deci ei, punând un intermediar, l-au scos pe Dumnezeu. Și atunci a rămas autoritatea pământească. Preotul, avocatul, politicianul, medicul, toți ăștia sunt autoritatea pământească. Sunt una. Și omul când respectă preotul, pe ei te verifică după aceea. Te duci sau nu te duci la moaște? Ah, A, s-a dus 100 de mii la moaște. Păi, e foarte bine, sunt toți, sunt armata noastră. Putem să facem cu ei ce, ce vrem. Dacă nu s-ar duce, atunci e probleme. Trebuie să, te -a... divizeze altfel. A, nu știu dacă am, am, spus cu tine sau am vorbit în privat, nu mă țin minte, dar care, asta, e, asta este puterea lor. Deci puterea nu este la Iohannes sau la nu știu, la nici mai știu cine, cine mai e pe unde președinte, puterea nu, la Biden sau așa, nu la, nu la președinții la salvatori. Puterea este la, la, religie, că am văzut odată o, o hartă în care arăta că cel mai puternic este papa. De ce? Pentru că uite la numărul de catolici. Că dacă papa spune săriți toți gardul, toți săr gardul. Iu. Dar aici dacă spune șolți, du-te și fă, uh, aia ai, le arată lui ăsta degetul, du-te tu. <laughs> mai mult sau mai puțin. Adică vreau să zic că tu trebuie să te uiți la puterea pe care are un stăpânitor la numărul lor de adepți. Corect. Și asta este puterea că e o putere în țară. Deci, papa de la Roma are puterne, putere foarte multă în Germania, de exemplu, în care ni se ia un procent din salar dacă te declari catolic sau uh, protestant, da? evanghelic. Uh, îți ia procent din, asa, din salar. Înseamnă că ei dețin această țară. Președinții, știu, cancelarul este numai administrator al moșii. Da, moșii, da. Deci, reprezentantul Salvatorului are cea mai mare putere. În momentul în care dispare Salvatorul, om, omul își pierde uh, supunerea în fața autorității pământești. Deci, nu se mai supune. Înțelegi? Hai să mm -hmm. intrăm acum pe sistemul acesta ce am discutat noi aici, că este foarte important. Uh, încerc să schimb, să nu pun numele țărilor respective, să le denumesc altfel. Deci există un grup de elită, da? din cei mai cruzi oameni, da? Care conduc toată lumea aceasta și ei sunt, sunt cei care sunt oamenii cei mai bogați din toată lumea. Deci asta înseamnă că în grupul acesta sunt oameni din toate țările. Nu e numai unii sunt toate țările, sunt cei mai bogați și sunt cooptați în acest grup. Da? Deci țările, guvernele, președinții nu înseamnă nimic. Ei sunt ce care înseamnă țara. Ei conduc țara respectivă. Deci ei conduc și țările acelea din Asia, cele două mari, sus, jos, da? și toată Asia. Deci r -r 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 și țările cele două care sunt împărțite în două, ăla mai micuțele. Da? De aceea omul acesta din Orient, Orientul Arab este important pentru ei ca conduce această țară. Este important pentru ei și prețios pentru că este obedient elitei. Da? La Custeluță? Da. Este ușor pentru ei să pornească de fapt, un război unii împotriva altora, pentru că ei dețin toate resursele și în principala, principala forță a lor este religia. Religia coagulează oamenii, sunt este ca bisericile, temple și toate lucrurile astea sunt, sunt ca niște unități militare răspândite pe toată, tot teritoriul care sunt activate la un anumit moment. Se pot activa. De ce e conductată lumea? Nu se bat ăia de acolo, din, din nordul Asiei, da? cu cei de peste ocean, cum credem noi. Nu e adevărat. Este grupul care îi pune le pune pe populație, este o factură între ei care conduc ăștia 1% și populație. Populația este dușmanul lor. Deci întotdeauna războaiele nu sunt între țări sau războaiele sunt împotriva populațiilor ca să scadă populațiile și să nu, nu, fie, să nu devină prea puternice. Și grupul îi pune să se bată între ei și noi toată ziua de când citim toată istoria, întotdeauna au făcut asta, divide timpera. Da. Acum, în țara asta unde se duce acum această hărțuire și așa zis război, toți care conduc țările de acolo, toți sunt din grupul ăsta. Deci nu e ceva diferit ca să zici că unul, că sunt unii împotriva altora. Nu e, nu e adevărat. Sunt aceiași peste tot. Și este, de fapt, un scenariu. Un scenariu, el, în țara asta care poartă războiul a înșenat că este atacată, știi? Se numește false flag, false flag, flag deci steag false. Seamănă cu acela din America cu turnurile acelea care au căzut. Deci, la fel, în situația asta sunt toate țările. Ălea două din, orient, din Orientul îndepărtat, care sunt împărțite în două, de lângă Japonia, ălea două, la fel, sunt tot conduse de ei, nu? Acum s-a închis un război, tot în zona respectivă, da? Sunt tot conduși de ei. De unde știm? Pentru că la împunsătura care a avut loc acum 2 ani de zile, toți au răspuns la aceeași comandă. Și cele două mari țări, din dreapta, da? Și, alea, și aia mică de acolo, care este răzvrătită, și ăștia care zicem noi că sunt poporului Dumnezeu la fel și ei las din fâșia respectivă? Pe păi cum adică? Toată lumea răspunde la aceeași comandă unică? Este o comandă unică? Deci sunt conduși de aceeași oameni. Este foarte important de înțeles asta, pentru că asta înseamnă că când noi privim evenimentele mondiale care se întâmplă, nu, mai ai cu cine să ții, că în... Nu se poate. Ei ne îndeamnă să împărțim, că toate sunt emoționale, toate știerile sunt emoționale și te îndeamnă să ții cu o tabără sau cu alta, cu o echipă sau cu alta. Dar noi cu cine, cu cine ține, pentru că grupul ăsta este format din oamenii cei mai bogați de peste tot. De peste tot. Ei își pun oamenii lor la conducerea țărilor și le reprezintă interesele și execută interesele și vede. Întotdeauna nu te ascultă nimeni pe tine. Dacă vine o comandă de, de, de dincolo, se execută comanda, nu contează alegerile și mai departe. Sunt doar așa ca să ai uh, ideea de a -a reprezentativitate. Dar nu te reprezintă nimeni, că nu are ce să te reprezintă. Totul vine de la uh, un salvator pus mai presus decât toate. Noi avem impresia că preotul care este reprezentantul salvatorului pe pământ, știi, este cel care uh, deține adevărul și ne supunem lor. Această supunere, nu ne dăm seama că noi de fapt, ne supunem, Autorității pământești, pentru că el face parte din stăpânire, el este stăpânirea, este instrumentul principal, forța cea mai mare și mai puternică prin care este uh, omenirea asuprită. Da? Și din cauza lui, de ce? Este -o, divizatorul, cel care te divizează. Cel care te divizează are întreaga putere și te deține. Ești, ești uh, proprietatea lui. Te deține. Te de... Este o deținere simbolică. Deține simbolic. Și în momentul în care pe tine te a divizat, ți-a luat din calitățile divine, care înseamnă găduință, înțelege, acceptai toate astea, și te-a făcut o ființă separată. Deci a pus un om acolo intermediar, ai pierdut pe Dumnezeu că numai el este pus pe primul plan, după aceea îți repete tot timpul. În părțile adăugate din Vechiul Testament, cum este înțelepciunea lui Solomon, în proverbele lui Solom, Iisus Fiul lui Sirac așa da, așa nu, așa da, așa nu, îți rămâne în cap doar împărțirea da, 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 și atunci duci peste tot împărțirea în echipe și asta faci și divizarea. Și când ești divizat, tu ai pierdut puterea divină, tu, omul are putere divină numai când vede pe Dumnezeu peste tot, unita, când totul este egal, când uh, Sfântul este egal cu păcătos, atunci el își ia puterea înapoi. Da în momentul în care zice că ăla e Sfântul acolo și nu s-a ajuns niciodată să fiu ca el, și că îți repetă că tu ești păcătos, tu ești păcătos, asta e o manipulare drăcească, știi, e satanism. Că asta înseamnă. Împărțirea înseamnă satanizare. Și în Vechiul Testament, probabil că o să-l reluăm după ani de zile, o să-l reluăm din nou, în Noul Testament, pardon. O să vedem acolo, o să avem o altă înțelegere decât acum ne-am mai îmbogățit și noi în înțelegere. O să vedem cum au făcut și o să facem și niște cărți de manipulare care sunt folosite de câte servicii vestite, să, să vezi cum s-a cum lucrat perfect, atunci ca acum, acum ca atunci. În momentul în care a spus Isus că voi toți să te au tăiat. În momentul în care Sfântul Apostol Ioan mereu repeta, el e mai sus, el e cel mai sus, să ne închinăm la el și mai departe ne-a divizat. Și l-a pus pe el în locul lui Dumnezeu pentru că nu l-a mai amintit prin omisiune. Deci, minciună prin omisiune cum să dai tu la afară pe cel care ți-a dat viață, din conștiința ta, din, din, viața ta de zi cu zi. Îți dă viață și îți ia viața. Și noi trăim, de fapt, fără divin, fără Dumnezeu. Da? N-a părăsit și l-am părăsit. Și Dumnezeu zice, pentru că m-ați părăsit, vă bagă blesteme. Și nu vă dau voi să vă apărați. Deci, în momentul în care ne-a separat, noi luptăm unii cu alții și ne omorăm. Deci noi, dacă nu avem un salvator, noi nu putem să mergem la război, pentru că vedem totul egal. Da? Și nu te poți lupta cu celălalt pentru că este soare de iubire, că vezi că este soare de iubire, contistați. Pentru că de ce vezi? Te-a orbit. De ce vezi? Pentru că având un intermediar, ne fiind împărțit, tu începi inst instinctiv să intri în natura ta care vede totul egal. Adică ți-e drag de tot ceea ce există. Îți dai seama că toate în mod natural. De seama că toată realitatea asta este, este el. Deci, fără Salvator, nu este supunere și nici război sau bogați. Da? În clipa în care vor dispărea religiile, lumea se va elibera. Asta este ieșirea din matis, și din, din credința că ai un Salvator ideal care te apără, că nu ai cum să te apără, că este și o imaginație. Noi discutam și despre personaje bun, că toate filmele ne-au îndoctrinat că un personaj bun care câștigă întotdeauna, ăla care crede că noi că câștigă întotdeauna, pierde întotdeauna, pentru că înseamnă amplificare, o poziționare. Am uitat să mai spunem că întotdeauna când se pune un salvator, un mântuitor mai pe sus decât Dumnezeu, n am poziționat și așteptăm ca Dumnezeu să ne facă numai bine. Toată lumea zice că Dumnezeu nu poate să fie decât iubire. Da? Și înseamnă poziționare. Nu, Dumnezeu este și bine și rău și plus și minus. Așa cum este viața, nu? Este inspirație și expirație. Bătăile inimii la fel te țin în viață. Deci e plus și minus tot timpul. Plus și minus. Diferența de potențial dintre două puncte naște curentul electric. Păi n-am avea curent electric. Dacă nu ar fi plus și minus Dumnezeu. <laughs> deci sunt lucruri foarte simple care poți să le constați, să te gândești, dar nu știu de ce oamenii nu se gândesc. Sau știu de ce nu se gândesc, că au ideea asta că este cineva mai sus și nu se gândesc la lucrurile astea. Că nu le duce mintea, nu-i duce mintea. Sunt blocați. Că nu sunt inspirați. Dumnezeu ne fiind cu ei, n-au cum să cunoască lucrurile acestea. Marius, poți să, poți să adaug eu ceva aici? Uh, nu știu dacă ai reușit să vezi câteva minute din filmul ăla care ți l-am trimis. Da, cu da, cu am uh, -am uitat cu... cu diavolul. Cu diavolul. Cu diavolul. Foarte, cum se cheamă? Cum îl cheamă? Poate să vadă și ceilalți dacă vor să-l vadă. Mărturisirile. Imediat. Mături, mărturia cu trămătoarea lui Roger Mornou un fost satanist care comunică față în față cu demonii. Extraordinar! Deci absolut. E un film foarte lung, are vreo trei ore, dar l-am văzut o odată și jumătate. Pe, în, în primele trei minute și jumătate se arată cum te manipulează diavolul. Ca l-am întrebat pe un prieten pe, pe ăsta, pe Roger. Eu sunt în contact cu niște persoane care vorbesc cu spiritele. Nu ai vrea să vorbești și tu cu mama ta? Și el a zice, păi nu știu, că nu m-am gândit. Ei, hai că doar nu ești fricos. Cum așa? Ce să te gândești? Hai că te știa mai curajos. Știi, a început cu manipulare. Și la urmă a zis el, păi ego-ul meu nu mai suporta și a zis că, Bă, da, sigur că mă duc. Da? Dincolo de asta, deci fast forward, după fi... Asta numai trei minute, de deci, să vă uitați că nu arată niciun ritual, dar spun, spune la un moment dat că toți oamenii puternici care, care sunt la putere, inclusiv uh, cântăreți, uh, judecători, uh, medici, toți lucrează cu spiritești, care sunt cei de succes, nu cei de cartier, da? După aia, mă uit acum două zile la un, uh, un uh, interviu cu, uh, cu două personaje, două persoane, un, un bărbat și o femeie pe un uh, post uh, TV de pe internet care vorbea, Marius, vorbeau despre... Ei sunt poziționați pe bine, da? Deci ei spun ce se întâmplă în lumea asta, că uitați că sunt arhonii, că ne fac una și alta, că trebuie să vă, să vă destupați la minte, trebuie să vă deschideți la minte, să vă crească energia ca să puteți să vă apărați de energiile negative. Deci cam asta e ideea, da? Ca da, după aia să spună să uitați, toți stăpânii la lume, ei stăpânesc uh, uh, cum îi spune, uh, spiritele foarte bine. Uh, nivelul spiritual îl dețin foarte bine, noi abia acum îl descoperim. Dar voi, noi ce facem? Noi citim o carte și gata, noi nu aplicăm. Ei, dacă vreți, voi trebuie să luați și să aplicați. Și când a zis chestia asta, m-am gândit, păi asta e o leacă. Păi tocmai ne-ai spus că stăpânii la lume sunt sataniști și ne dețin prin faptul că ei stăpânesc nivelul ăsta spiritual foarte bine. Iar noi, ca să ne apărăm, trebuie să facem exact același lucru ca și ei. Să vorbim cu spiritele, să facem yoga, să facem meditație, să astrologie, rugăciuni, rugăciuni Toate. Rugăciuni toate. Deci toate. Și, am, și, ca după aia să spună dacă uh, drumul, drumul, este același și pentru bine și pentru rău. Și am făcut legătura cu ce a zis Roger Monroe și am zis, păi stați puțin, înseamnă că cei care sunt poziționați pe bine, care vor să salveze... Ce lucru se poziționează pe rău. Sunt exact același lucru. binele bine, rău. Da, deci, deci că eu vreau să te salvez pe tine, dar e aceeași monedă, pentru că ești poziționat pe bine sau ești poziționat pe rău. Da, deci aceeași... monedă cu două fețe. Aceeași... E, e balanța aia de la justiție, da. de la statuia justiției. Și mi-am dat seama, wow, păi asta... Și, tu, și după aia, Mariu, să vezi cum vezi, te aud pe tine spunând în webinarul cu Ana Maria și cu Carmen. Foarte, foarte frumos webinarul. De altfel, de ieri sau de alaltă ieri, cum ai spus, da, Dumnezeu, acum o să, o să vadă Dumnezeu cine este, cine este polarizat și cine crede în Dumnezeu. Parcă ceva de genul ăsta ai spus. Și atunci am înțeles, păi da, polarizat înseamnă ești polarizat și pe bine și pe rău. Deci oricare ar fi. Deci dacă ești în una dintre câmpurile astea, din stânga sau în dreapta, nu ai credință Dumnezeu. Automat, ca să ai credință Dumnezeu, trebuie să le vezi egale și să nu te poziționezi. Bă, bă. Și să vedem mai încolo, o să discutăm în emisiunea de astăzi, dacă nu se consumă curentul la tine, cum se face poziționarea asta. Da. Păi, Marius, la noi, noi suntem pe energie verde. Când apune soarele, ne-am dus toți la culcare. Ca găinii. Da. Asta a fost paranteza care vreau să o fac cu privire la poziționare, că mi s-a părut genială, că nu mi-am luat informații din câteva videouri și, uite, mi-am creat o nouă imagine. În momentul care zice că ceva este rău, ești poziționat. În momentul în care zice că ceva este bine, ești poziționat. Da, dar e același lucru. Păi, asta se urmărește, să împarți, să fii poziția, să fii divizat. Da, deci divinul vede totul egal. Nu e, nu e, uh, cum se zicem, părtinitor. Nu e părtinitor. Vede totul nu orice. trebuie să lupte pentru... Deci nu are da. ce, pentru ce să lupte, că el te ține în viață, îl ține și pe trădători, și pe mincinoși, și pe criminali, ține pe toți în viață, la fel. La fel. Deci asta înseamnă iubire. Când vezi totul la fel, egal. În momentul în care zici că asta, da, asta, nu, clipa păi, este ai poziționat și ai început să luți cu cel care... îl și crezi, crezi inversul. Când zici, omul se concentrează mai, bine pe, mai, mai, mult pe bine, binele său. Și când se concentrează pe binele său, creează rău. Deci rău în lume... Omul luptă cu rău, dar de fapt, el tot timpul căutând binele, el creează rău continuu. Îl, îl, îl perpetuează la infinit. Da? Nu, nu scapă și asta înseamnă iadul. Deci polarizarea, trebuie să înțelegem că este iat și este groasnică. Deci tu ai spus aici ei ne împing spre bine, spre poziționare, pentru ca să vină un rău peste noi. Și eu mm -hmm. am preținut ideea din discuția noastră, da, despre salvatori, fără salvator nu exi fără salvator, deci fără acel, acea ficțiune de om, nu există salvatori. Deci nu există stăpânire. Problema este că suntem poziționați. E foarte ușor ne conduc prin divizare, ne divizează. Mereu uh, inventează tot felul de teme care vin alții și luptă cu ele, știi, și noi ne, ne bătem între noi. Deci ne îmbrășbesc, tot timpul ne îmbrășbesc. Și revenim la situația în care este acum, deci populațiile sunt victime. Chiar spunea cei care sunt cu condiție, nu știu cum se numesc ei, îi spuneau că noi nu suntem, nu, nu, nu poți să arunci temă pe toți, că nu suntem toți de vină, noi aici am convițuit de mii de ani împreună, da? Și uh, nu avem nimic. În religia noastră nu spune nimic că ăia sunt dușmani, știi? Cineva ne îmbrășbăște și, un... și, victimele suntem noi. Deci oamenii se ridică împotriva noastră și ne urăsc, dar noi ne avem nicio treabă cu ăștia care, de fapt, sunt ca un guvern al tuturor țărilor din lume. Deci genial este. Acest grup este format de oameni cei mai bogați de peste tot și din țara din dreapta, de sus și de jos, de peste tot. Ăștia ca zicem noi că se bat între ei, de fapt nu se bat între ei. Că de ce? De știi? Păi au același măsuri. Ce, ce fac țările, țara din dreapta? se face? Introduce CBDC-ul. Introduce moneda digitală. O să vezi moneda digitală la toți. Păi la toți înseamnă că o conducere comună. O să vezi că reacționează toți la toate situațiile. La fel este o conducere comună. Iar prin om însă vă prelua conducerea întregii lumi foarte ușor. Și apoi încetul cu încetul și pe alte direcții. Deci cel care câștigă în lumea aceasta pierde în cealaltă, spuneam noi aici. Binele este poziționare, deci război. Este suferință. Omul când își caută binele, îl vrea o durere mai mare. Când omul își caută o plăcere și o absolutizează, trece peste nevoi, atunci plăcerea aceea începe să-l moară și ea din energia vieții și-l și în momentul în care omul absolutizează binele, pentru că atât i-a ră rămas lui un salvator mai sus, înseamnă eu pe primul plan. Eu pe primul plan înseamnă binele meu. Când pun binele meu, înseamnă m-am poziționat și apare nevoia unui salvator. Deci se auto întreține Noi îl întreținem pe ăla acolo mereu, pentru că mă face pe mine să caut tot timpul binele individual. Deci venerarea unui salvator creează necesitatea unui salvator în lumea aceasta. Deci fără venerarea aceea, dispare salvatorul, dar salvatorii sunt ăștia, toți stăpânii. Este imens de importantă tema salvatorului, trebuie mereu aprofundată, toată viața trebuie să stai pe ea și să o descoți în toate semnificațiile care sunt, pentru că trebuie să înțelegem, ei când au fost creat asta, au creat în urma unui vieți de 80-90-100 de ani de studiu, deci au studiat 100 de ani ca să poată să ajungă în, cu toate legăturile acestea, cu toate conexiunile, să le poată înțelege foarte bine. Și nu se, poate, nu se pot înțelege decât dacă te apropii și le cercetezi. Totul este legat de asta. Viața și moartea noastră este legată de asta. Că dacă nu crezi în Salvator, nu există necesitatea care să aducă la necesitatea Salvatorului, lui, salvatorului respectiv. Da? Salvatorul ne poziționează, ne radicalizează, ne divizează. Salvatorul meu, salvatorul tău, fiecare cu salvatorul lui. În religiile respective, fiecare ai salvatorul lui. Și cum îți dai seama că este diabolizat? Că salvatorul te diabolizează. Când te-a divizat, ai devenit o ființă întunecată, că noi vorbim despre diavol. Dar suntem o ființă întunecată când a divizat. Când ne supunem unui salvator, unei, uh, unei ființe care o pune mai presus decât Dumnezeu nu și ne închinăm la ea, în clipa respectivă, noi suntem o ființă întunecată și iadul ne mănâncă, pentru că suntem poziționați. Poziționare înseamnă diabolizare. De ce? Pentru că te face să-l Cum verifici? Spune că nu există salvatorul respectiv în religia aceea și a sărit la tine stomare. Deci, cine sare? Diavolul sare stomare. Că Sufletul nu te omoare. El zice foarte bine, nu e nicio problemă. Nu este afectat de nimic. Și în momentul în care. Ne-a scindat, noi, de fapt, întărim tot timpul ego să-l slujim să pe diavol, diavolul fiind salvator respectiv. Trebuie să înțelegem. Deci a pus o etichetă pozitivă la diavol. Și omul se duce la biserică să se închină la diavol. În, momentul, în, în cazul în care noi suntem, de fapt, o ființă dumnezească care nu are nevoie de intermediar. Fiind divinul, este divinul, soare de iubire noi, ce intermediar să-i faci? dai. Cum? Adică să pui tu soarele de iubire să se închine la cine? La un om. E o nebunie. Adică soarele de iubire îți dă viața, vine în tine și îți sine viața, 80 de ani sau cât trăiești, și când pleacă, tot el pleacă. Nu Salvatorul. Salvatorul n-a făcut nimic. Deci respirația ta este a soarelui de iubire, a lui Dumnezeu. Nu e al Salvatorului. Salvatorul este doar o ficțiune. Rolul lui este să te divizeze. Și noi când ne închinăm la un Salvator, ne închinăm la Diavol. Este închinare la diavol se mă numește satanism, da? Asta am vrut să zic și acum ce mai crezi că ai de spus și apoi explicăm cum s-a făcut chestia asta. Cum facem, că o facem și noi acum a? și nu ne dăm seama. Hai să vezi ce nebunie. Da, păi uh, Salvatorul tocmai l-am descoperit astăzi uh, efectiv în legislator. Pentru că el vine și ne salvează. Și, de, dacă reguli, să ne... de reguli. Da, 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 prin reguli. Cum ți-a zis, că niciodată nu am citit directivele astea acum le citesc acum. Că, într-adevăr, vezi că este, este cineva care vine și îți regulează ție viața. Viața ta profesională, dar viața juridică a firmei. Nu mai poți să mai faci nimic decât numai în, în regulile lor. Te, soțul meu a avut, a, a fost la o întâlnire a Or, în Germania este obligatoriu ca toate firmele să fie membre a unei organizații de vamă, ar fi în, în română Dar ei uh, gerează tot, tot ce e taxare Și s-a vorbit numai despre control Azi că a fost șocat De ce au vorbit numai? Ce rapoarte trebuie noi să facem ca antreprenori? Ce, uh, cum, și cum ne controlează? Și mă întreb, de atunci suntem niște infractori? Suntem tratați ca niște infractori? M-a că da, sunteți tratați ca niște infractori. Deci noi plătim taxe, impozite și tot asta și în plus din asta vin și te controlează peste tot. Păr Salvatorul. Pentru că. Se, de ce acum se bagă atât de multe reguli? Salvatorul bagă pentru că oamenii au acceptat acum câțiva ani niște reguli absurde. Abs Regul anumite reguli. Și cum a fost aia majoritatea și au fost acceptate, acum le iau și le implementează la nivel instituțional. Da, deci salvatorul este în, stă în regulile alea pentru că regulile sunt făcute ca să ne protejeze drepturile, deci drepturile omului sunt să ne protejeze datele pe internet, sunt făcute să lupte împotriva corupției, sunt, de fapt, sunt Folosite pentru control, ca să... pentru, control. pentru control, dar controlul oamenilor, că ei zic că da, ca gangsterii lor. Uh, nu, gangsterii, uh, ei, ei știu care sunt. Se folosite pentru controlul oamenilor. Deci dacă tu, dacă... Eu fac o donație, nu știu, în firmă de 20 de euro, trebuie să tre treacă pe la compliance, care să verifice că acea donație este conformă. La... Dacă colegii primesc un cadou de 20 de euro, trebuie mai întâi informat în ofițerul respectiv ca să vadă dacă este voie să-l primească. Dacă are voie să-l primească. Deci, a făcut asta uh, Salvatorul, uh, pus pe primul plan, pus acolo sus, ne face pe noi să fim. Jos, adică păcătoși. El e salvator, el este ideal. Infractor, noi, sunt noi suntem infractori. Da. Noi suntem infractori. Atunci, fiind infractorii, trebuie să ne conducă. Deci, punând un salvator, noi le dăm puterea. Da. Pentru că a fi suficient să ne comportăm ca o ființă divină, să ne, 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 ne explice că suntem o ființă divină și nu mai e nevoie de control. Nu mai ai ce să controlezi sau ce să dirigești, Nu mai e nevoie și de și mai, și mai este o chestie care mi-au căzut ochii okay, astăzi, pe ea, că a zis "Wow, asta nu văzusem", dar scrisă într un uh, limbaj foarte, uh, foarte elegant așa, să sensibilizeze angajații la uh, într un fel să pună pe angajați să spioneze dacă au suspiciuni de corupție sau li se pare lor că ceva nu este exact ca tu, să... păi, în timpul stalinist da, păi ca și, da, 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 da. Deci erau scrise în, regu în regulile acestea să sensibilizarea, pentru că au fost sensibilizați ceva de genul ăsta, au fost sensibilizați părești, la, le la problemele, la probleme. dar le-au pus-o foarte elegant scrisă, știi? Foarte elegant. Că îi spun că îi argumentează pe faptul dacă dacă există corupție, că uite ce rău produce, dar într-adevăr, corupția produce rău. Dar noi știm că dacă vrei să elimini ceva 100%, nu ai să poți, pentru că îți vine altceva din față. Numai aceea. că e o problemă cu corupția, numai ce oamenii bogați corup. Ei, ei, ei fac corupția. Nimeni nu face corupția jos aici, că nu ai cu ce, nu ai bani. Da, păi exact, că nu ai cu ce. <laughs> Te corup cu un fix. Adică ei, ei, fac corupția și zicem, voi sunteți. Și zic că noi suntem de vină. Da, Uite, da. luăm regulă asta pentru că voi sunteți corupți. Bă, stai că n-am bani să fac corupția. Bă da, da, ai dat o găină. Ai corp cu o găină. Da. Da, deci Salvatorul este peste tot. Dacă suntem e atenți în, în, în viața noastră, uh, e într-adevăr peste tot. Cel la care te duci să te, să te vindece. Și apoi să nu mai spune, Marius, că ne, ni se indoctrinează ideea salvatorilor de când suntem copii. Nu? Copiii cresc cu Superman și cu Superheld și cu nu mai știu cine, Superwoman și cu Super asta. Toate filmele au la bază lupta între bine și ropinele care câștigă și salvatorul de acolo care e cel mai mare, cel mai tare și salvează pe amețiții ăștia. Regulile astea, da, regulile înseamnă ceva bun, ceva rău. Deci împărțire. Da. Ceva trebuie să respecti, ceva trebuie să lupți. Deci este exact ce face preotul, nu? Deci este corespondența, cum se numește, spovedanii cu cele 44 de păcate și de virtuți în viața de zi cu zi. Astea sunt regulile. Așa da, așa nu. Da. Deci au zis, a, oamenii nu mai sunt cu religia. Nu-i nimic, uite, facem religia asta noastră. Pe același principii. Tot New Age-ul este bazat pe Isus. Deci dacă te uiți la felul im im al imaginii. Da? Imaginea care este propovăduită, apare Isus în lumină, Isus cu unicorni, cu rainbow, cu toate chestiile astea. Citate numai din Biblie, deci ei îmi vină foarte frumos noua religie cu vechea religie. Dar a fi să individul. Când pui individul pe primul plan, înseamnă că salvatorul e pe primul plan. Că nu poate fi posibil Divinul. Dumnezeu a zis pe mine, nu pe, pe om. Nu, când pui omul pui materia. materia. Când pui materia, înseamnă -i te legătura cu Dumnezeu. Deci noi nu avem Divinul. Divinul nu e cu noi, este împotriva noastră. Asta înseamnă mm -hmm. mai modernă. Și noi acum mergem spre, într-adevăr, Apocalipsă, autodistrugere totală. Dar nu poți să spui că e un lucru rău. Se distruge Google, dar nu se vede singur. El se distruge singur. Acum să înțelegem de unde vine. Această împărțire. Ce facem noi, de fapt? Noi ne raportăm la corp și la eu. Și eu ăsta are multe nume. Are binele propriu, avantajele mele, comoditatea mea, bunăstarea, belșugul, savoarea, are multe adevăruri, dreptate, că sunt și bunuri simbolice. Eu ăsta, raportarea la binele propriu, la eu, este cea care generează această divizare. Și această divizare trebuie păstrată ca omul să poată să se vadă separat. Și un, un salvator pus acolo sus nu face decât să ne perpetueze divizarea. Pentru că, așa cum am spus acum câteva minute, fără salvator nu există salvatori, deci stăpâni, și problema este că noi suntem poziționați. Deci, dacă în limbajul nostru de zi cu zi, în care noi vorbim, exprimarea de zi cu zi, noi nu ne mai raportăm la eu, deloc sau la uh, corp, la interesele corpului nostru, nu mai există salvator. Deci este așa de puternic băgat în noi acest principiu al salvatorului încât el are corespondență în limbajul nostru. Noi când vorbim cotidian, mereu ne, ne raportăm la un eu. Eu ăsta ce înseamnă? Eu pe primul plan și privilegiu de a spune eu nu l-are decât Dumnezeu. Noi nu avem voie să spunem eu. Deci noi zicem eu salvatorul. Da? Deci noi de deja uh, intrăm și facem o divizare, ne, ne divizăm noi pe noi înșine și așa vorbim. Nu Uite ce mi-a făcut acela, uite că am pierdut, eu trebuie să mă duc să fac putare lucru astăzi, eu fac asta. În condițiile în care noi suntem divinu, deci trebuie să ajungem la conștiința faptului că suntem divinu și să transportăm această conștiință în limbajul nostru. Adică noi să nu mai zicem eu că eu sunt nemulțumit, mi-a mi făcut ceva, eu am pierdut ceva, nu. Să zicem, el a pierdut, el face, eu nu, nu sunt eu. Deci mai rău să punem, sau să, noi, el sau noi, să zicem. Adică să nu te mai particularizezi. Atât de cât te particularizezi, ăla la acolo, stăpânii sunt tot acolo. Și ne vom supune lor și vom fi luați la război. Și vom muri pentru îmbogățirea lor. Deci au toată siguranța. Când se uită la limbaj, ce vorbești? Este cineva care zice, el, Dumnezeu... Adică să ajungi la nivelul în care să înțelegi că tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă din voia lui, nu din voia noastră, nu noi facem, ce el face, nu noi ne supărăm, ci el se supără, fără de legea care o facem, nu o facem noi, o face el, mișcarea asta nu este făcută de el, respirația nu este, nu este făcută de noi, respirația nu este a noastră, este a lui, da? Faptul că te atacă cineva din față, este el care se atacă pe sine. Deci noi nu suntem nicio poziție. Niciodată să ajungi la nivelul, aia înseamnă, de fapt, un Dumnezeire și raiul Să ajungi la nivelul ca niciodată, în, în vorbirea cotidiană de zi cu zi, să nu-ți poți permite niciodată să spui eu. Mie îmi face ceva, eu un sufăr, ceva, pe mine mă doare ceva. Nu te doare nimic, pe el doare. Da? Și când l ai scos peste tot, dispare suferința. Că ca să poată să existe suferință, durere sau nemulțumire, îndoială și toate lucrurile astea, judecată, critică, ură, mânie, furie, toate astea, ca să existe să fie un eu față de care să te raportezi. Fără eu, ele nu există. Și revin la experiența cu tibetanul care a fost băgat în tomograf și era foarte fericit. Nu avea eu. El a explicat o chestie. Niciod... Deci am exersat ani de zile. Am scos eu, n-am făcut mare chestie. Am scos eu. Deci mie nu. Am zis mereu, lui se face, el, el face, lui se face, eu nu sunt. Și atunci când au venit cu electroșocurile la mâna lui, să vadă dacă pe creier simte, deci n-a simțit nimic, pentru că el nu avea eu, nu se mai identifica cu corpul. El nu mai era corp. Și vreau să spun că ceasul biologii se oprește în condițiile astea. Deci dacă uh, omul visează să ajungă, uh, să trăiască mai mult, nu se poate în niciun mod. Cu niciun medicament, cu nicio metodă, nu există nu se poate decât să scoți eu ăla de acolo și să vezi cum crește lungimea vieții. Atât trebuie să faci. Scoți eu. Pentru că numai eu vreau ceva mai mult întotdeauna. Și au verificat asta pe șobolani. Au luat niște șobolani martoși și șobolani, adică două grupe de șobolani. Și pe unii i-au hrănit obișnuiți și pe alții i-au subnutrit. Când... Deci, EU înseamnă mai bine pentru mine. Ăia care au căutat mai bine pentru ei au murit la termen. Iar ăia care au mâncat mai puțin, deci nu le-a crescut EU, când atunci au trăit dublu. Și au intrat și în al treilea rând de viață. Și nu se spune ce s-a mai întâmplat cu ei, că poate a ajuns să fie veșnici. Mai trăiesc și acum. Mai trăiesc și acum. <laughs> da. Deci, problema este eu. Dacă scoți eu, ai scos toate necazurile în viață. Atâta timp că ai un neot, Dumnezeu va veni să ți distrugă, să te destrame. Deci trebuie să ajungem la înțelegea că El este peste tot, în fiecare situație este, se întâmplă cum vrea El. Da? Nu este nimic de atins, totul este perfect în fiecare clipă, așa cum este. Ăsta este idealul. Viața așa cum este, este idealul. Nu este ceva de obținut, de, de câștigat, de atins, un nivel anume, nu. Și niciun nivel de atins, nimic de, a, de obținut. Viața așa cum este cu bine, cu rău, cu frumos, urât, drept, nedrept, cu nedreptate, așa cum este ea, este ultimul nivel care poate fi atins pe Pământ și este divinul, pentru că el funcționează și pe plus și pe minus. Deci, nimic de atins, tot e perfect în fiecare clipă, așa cum este. Noi nu trebuie să fim într-un anumit fel. Ci cum suntem noi acum este cel mai bine, pentru că avem nevoie să ducem la sfârșit lecții. Deci, Uh, trebuie să ne gândim că noi suntem suflete. Să nu te mai gândești că ești un corp. În momentul în care te gândești că e un corp, apare eu. Ia gândește-te că e suflet. Dacă e suflet, atunci tu nu ai niciun fel de pierdere, nu știi de decât să dăruiești, nu-ți cauți bine niciodată și nu poți să suferi. Pentru că neavând eu, nu există suferință. Nu e cineva care să sufere, știi? Deci să ai un corp ca să sufere. Deci noi când discutăm în viața de zi cu zi, ne, ne referim la corpuri. Corpul care pierd, corpul care intră în diferite situații, nu? De luptă, de apărare, de câștig, de pierdere, da? Ne referim la corpul, dar noi nu suntem. Dacă n-am referit la suflet, ar dispărea lupta, ar dispărea pierderea, că nu are cine să pierde, că n-ai la, la cine să te raportezi. Deci trebuie să scoți limbajul acesta care se refere la eu și la corp. Da? Deci noi nu trebuie să fim într-un anumit fel, anume, ci cum suntem noi este cel mai bine. Dacă privim că suntem doar suflete, atunci nou, nu ni se întâmplă lucruri neplăcute, ci doar lecții. Adică lucruri care avem nevoie să le învățăm, de sufletul vine aici și învață lecții. Nu există câștig-pierdere, nu există bine-rău, nu există uh, drept-nedrept. Toate regulile care ai spus tu dispar, că nu mai e nimic de reparat. Ca să repar ceva, trebuie să ai un eu pe care, un ego, un corp pe care tu să-l aperi. dacă ești un suflet care vine pe pământ, că chiar asta ești. Partea asta care o vedem în vizibilă, este, și asta este energie. 0,5-3% este foarte, foarte mică. E subțire rău de tot. Și nu te poți referi la ea, tu te referi la partea dominantă, că tu ești cel care este dominant, nu? Și oricum, și partea asta mică, vizibilă, că o vedem noi, este tot uh, energie. Deci tu ești, de fapt, energie. Nu poți să-i spui energie că ce, face ceva bun sau rău, nu? E, noi suntem soare de iubire. Dacă este soare de iubire, nu poți să spui soarele mie că nu faci bine ce faci. Nu? El face ce crede de cuvință. Dumnezeu face întotdeauna ce vrea el. Noi nu putem să-l condiționăm cu absolut nimic. Deci noi nu ne putem adresa celuilalt care este soarele de iubire că nu face bine ce face. Uite, îți dau niște reguli de la Organizația Națiunilor Unite și de la OMS, pe astea să le și de la uh, UE, păi să le respecti. Păi poți să-i pui, să pui reguli soarele de iubire? Deci atât au făcut, ne-au scos, ne-au luat pe Dumnezeu și noi nu știm că suntem soarele de iubire că nu știe decât să iubească. Dar s-au pus ei în locul lui Dumnezeu și ne, dă, ne dau ei uh, regulile lor. Exact, s-au pus ei, pentru că noi am pus un. Deci ne-a luat așa, cu încetul, am pus un salvator. Salvatorul i-a pus pe toți salvatorii. <laughs> Au creat salvatorii. Da? da. Idealul uh, este cum se întâmplă. Deci idealul este ceea ce se întâmplă deja. Deci nu este ceva de atins, Dumnezeu este ceea ce deja suntem noi. Și acum apare problemare. Când am împărțit și noi în ego și diavol și suflet, bune, și ăstea sunt tot Dumnezeu. Deci și diavolul și ego-ul este tot Dumnezeu pe vibrație joasă. Este partea din suflet care este coruptă și luată pe invers. Iar diavolul este voința lui. Noi ne-am tănit în, în voința lui care vine împotriva noastră în momentul în care ne-am poziționat pe un bine. Când bine, le am absolutizat bine, le-am creat diavolul imediat. Răul care vine împotriva noastră. Ca să ne arate că nu există niciun rău în lume, sunt eu și acolo și acolo și acolo. Sunt eu peste tot. Deci diavolul este Dumnezeu corector. El, te, el doar te deschide când vrea El și te închide când vrea El. Unde suntem noi? Nicăieri. Oamenii sunt nefericiți pentru că au țeluri în viață. Dacă, noi, dacă voi vă luați haine frumoase, uh, vă duc cu siguranță la război. Asta am zis eu odată. Deci, Dumnezeu zice, dacă, dacă, voi puneți materia pe primul plan, vă duc cu siguranță la război. Da, și mai ziceam aici că îngrășarea este o poziție la divin. Că în momentul că te simți nemulțumit, deci în momentul în care tu ești, nemulț, că ești mulțumit și nu poți să fii mulțumit decât dacă dorești mai multă energie, atunci te umpli cu divinitate, cu prezența lui Dumnezeu, care îl ține loc de tot, numai Țin nevoia să acoperi ceva, această, nu mai nemulțumire ca să o acoperi prin mâncare, prin băutură sau prin uh, fumat. Și asta este aviz alcoolicilor anonim. Deci nu se poate uh, rezolva problema cu alcoolismul și nicio o patimă decât dacă uh, uh, te înfrânești și dăruiești, adică te poți ca o ființă divină. În, înlături nemulțumirile din tine. Și nu poți înlătura decât dacă iubești, dacă te sacrifici pentru ceilalți. Și eu, eu am observat uh, Deci de când uh, sunt mai activ Așa în școală și aplic uh, Și nimeni din programe Poftele și dorințele S-au redus dramatic Bine că știu și ideea asta Că trebuie să, să Trebuie să ne abținem Dar nu e forțată Dacă e, e Dacă nu e bine, e la fel de bine în momentul în care dăruiești energie, nu mai ai timp de tine ca să te abții. De fără eu nu te mai poți. Nu mai ai nevoie de abținere. Numai, nu mai e forțat. Nu e forțat. În momentul în care te dăruiești, primești energie mai multă. Divină. Și tu te hrănești cu energia aia de la Dumnezeu. Prezența lui. Aia te. Noi de aia avem nevoie. Nu avem nevoie de mâncare. Mâncarea trebuie să fie doar o mătură. Uh -huh. Ne avem nevoie de dragoste, de dăruire. Și atunci te încarcă. Continuă. De aceea și trăim puțin, pentru că suntem egoiști. Trăim mai pentru noi pentru interesul propriu. În condițiile în care noi, ca ființă divină, suntem o ființă comună. Adică tot timpul, tot timpul să faci totul pentru bine, celălalt nu pentru tine. Adică binele propriu să-l duci până la să fie nevăzut. Să nu fie important, să nu conteze, să nu se nimic pentru tine. Și dacă te uiți pe tine, ai să vezi că ajungi la un moment în care dacă te uiți la tine, tu dispar. Deci dacă nu ajungi la nivelul în care să, tu să nu mai de deloc, mai este de lucru sau să vezi soarele de iubire care ai porniște din piept oamenilor și să te afunzi în el. Un om banal. Eu ia la, la plafar acolo, sau când am mers pe stradă aici, pe obor, am pățit chestia asta. Deci la plafar, i-am spus, doamne respectivă, vă rog frumos ieșiți afară, că eu nu mai văd nimic și mă și adorme lumina asta. Și ea nu știa despre ce vorbesc. Dar e periculos, Marius, că atunci vine și diavolul și vrea să te testeze cât de puternic ești. A, mă, da, da, vine, a venit. Da. A venit. Și atunci l-am învins cu o singură chestie, am cedat. Am cedat viața. Și atunci s-a oprit. Că dacă lupți, pierzi viața. Dacă lupți, să te aperi. Ce să te opui. Te opui, da, și pierzi energie. Că el vrea să facă în așa, el face în așa fel încât tu să te lupți, să te aperi. Când te lupți și te aperi, pierzi viața și nu întărești pe el, de fapt. Dacă cedezi, atunci nu-ți mai este frică, dispare frica. Noi ne confruntăm cu diavolul toată ziurica, tot timpul, de dimineața până seara. În momentul în care împărțim bine și rău, al meu, al tău, frumos, urât, drept, nedrept, păcat, nepăcat, noi, de fapt, intrăm în mecanismul ăsta de diavolizare. Noi suntem ființa cerului, nu avem treabă cu lucrurile acestea pierderea trebuie să fie mai mare decât câștigul. Întotdeauna să vrem să pierdem, să sacrificăm bine nostru. Și asta e singura siguranță. Că nu e, nu ai, nu e nevoie să te duci la să cauți toate programele din spate ale altora, tu ce ai mai făcut. Că e foarte complicat să, le, să știi ce ai făcut și unde. Cum faci tu? Nu! Te supui la și nicio problemă. Supunerea îți va aduce și înțelepciune și înțelegere și tot ce vrei. Și tainele toate ți se vor dezvălui. Și inspirație, inspirație este prezența lui Dumnezeu. Deci ce mai scump lucru în viață este prezența lui Dumnezeu, ce mai mare bogăție. Și prezența lui Dumnezeu se face, se obține numai prin slujire și prin restrângere. Deci întâi slujire, slujirea îl aduce prezent și atunci te restrângi că nu mai ai nevoie să nu mai ești nemulțumit. Și să unești opusele. Întotdeauna să nu lași, să fii să fie o sentință, adică afirmația ta să nu se termină brusc, ca, ca un ultimatum. Așa trebuie să fie, nu este adevărat, e și așa și așa. Deci toate propozițiile să le termin în, în, este bine și este rău, este și așa și așa. Și atunci dai speranță și nu te, nu te blochezi, că altfel te blochezi într-o într acuzație, în, în ură. Și noi, întotdeauna, când avem toate nebunile astea, ură, supărare, furie, noi pe el suntem supărați. Când nu avem oameni în față, este numai el. Toată toate realitatea asta de peste tot este numai el. Tot ce are are margină este Divinul. Tot ce are margină. Și ceea ce este invizibil și nu știm noi și nu vedem, este și acel lucru, este tot Dumnezeu. El pătrunde absolut totul, fiecare atom. Te privește milia infinite, infiniți ochi. Și din afară și din interior. Este fiecare da, mare... de cele 100 de miliarde de ciurări tale. Da. Da. Eu zic că cu cât aprofundă mai mult învățătura, dar nu la nivel teoretic, la nivel practic. Și se vede cine face practic, pentru că atunci când vorbește, vorbește din exemple practice, nu vorbește din teorii generale. Da? Deci în momentul în care practici, înțelegerea prinde o altă formă. Deci se conturează, prinde formă fizică, aș putea spune. Și ți se par lucrurile mult mai evidente și ți este și mai ușor să le apringi. Și, și omul ăla e convingător. Exact, exact. Deci nu rămâne la nivel teoretic, dacă e frumos și propovăduiesc că... cartea și vorbesc din carte. Nu, deci vorbești. De asta se referă și la bărbați și la femei. Deci Trebuie să, și bărbații trebuie să aplice uh, învățăturile, nu numai să vorbească despre ele sau să aștepte ca femeile să schimbe așa ca să se schimbe ei. Deci, indiferent că ești bărbat sau femeie, în momentul în care ai făcut primul pas și ai început să aplici, atunci îți vin și provocările. Pentru că trebuie să ne îmblânzim. Așa am auzit-o de la tine. Noi trebuie de să îmbrânzire. ne îmblânzim la școala de îmbrânzire că suntem niște cai nărăvași, okay. și femeile și bărbați, suntem la fel de nărăvași, da, desigur Dumnezeu vorbește mai mult prin, prin, prin bărbat, dar cred că trebuie să aibă și o formă mai mult de desăvârșire, trebuie să fie și îmblânzit. da, deci suntem toți la școala de, de dresaj. Corect. Și dacă zicem că nu este bărbați și femeie, pentru că mai de din sufletele nu au formă, au formă globulară, deci nu sunt deosebite, nu se pot deosebi. Nu știi că ai bărbatul și că ai femeia, că nu au gen acolo. Da? Și dacă ne uităm și ne raportăm numai la acest lucru, nu mai putem vorbi de bărbați și femeie, și sunt suflete care au experiențe, fiecare la fel. Exact. Și noi venim împreună și ne de vorbim despre experiențele și noastre ne și de împreună. Lor. Exact, învățăm unii de la altul, vedem cum a făcut unul, cum a făcut celălalt și ni se aplică situații noastre de viață. Exact. Dar trebuie să facem pasul ăsta să, să aplicăm în în realitatea noastră. Și nu se poate aplica decât dacă scoatem cuvântul bărbat și femeie din uh, vocabular și să rămână da. doar sufletul care are lecții. Și lecțiile nu sunt bune sau rele, sunt doar lecții care te ajută să evoluezi. Numai, deci, pentru Suflet nu este ceva bun sau rău, pentru că Sufletul acceptă tot ceea ce vine în față și acum este, cu plus și cu minus, deci nu face diferențe. Deci, noi ar trebui să schimbăm limbajul la nivelul Sufletului, să ne raportăm la suflete care au experiențe. Da, da, Așa pentru că dispar ambele. Bine dispar regulile tale, dispar uh, salvatorii, că nu mai au pe cine să salveze, că dacă e un Suflet care are experiențe, trebuie să fie bine și rău ca să poată să. Și salvatorul da. acolo sus care se împarte. Că salvatorul asta da. de aia l-a pus acolo. Salvatorul zice, este cel care deține virtuțile, ai 464 de virtuți care ale salvatorului și uite, tu și de, ai 464 de păcate. Înțelegi? Și atunci te-a te, -a, te -a diminuat, s-a luat din putere, puterea divină. Da, e ce da. Lucrare? Da, deci Ambele genuri vin pe pământ cu programe. Am văzut că ne și naștem cu ele. Ne naștem Iba. cu nego mai mic sau mai mare și venim ambii cu programe. Poate să fie soția cât de desăvârșită. Nu o să ia probabil programele lui. El trebuie să-și ducă programele mai departe, dar, dar cu ajutorul, să aibă susținere dar nu este cineva care vine și ia păcatele tuturor, cum a venit Domnul Isus și a luat, ne -a luat toate păcatele din trecut și în viitor. Noi mergem pe același principiu, că cineva de aici, că soția, să spun eu, se desăvârșește și așa și păcatele bărbatului și se desăvârșește și el prin ea. Da, știi de ce? Că noi atâta timp, e prin să te manipulați, atâta timp când noi ne referim la corpuri care au atitudini, suferă, suportă, fac ceva, nu? La corpuri, la bărbat, la femeie, deci la entități care sunt uh, uh, vizibile, noi vom greși pentru că vom împărți. Deci noi nu împărțim, ca să nu împărțim, trebuie să te la suflete care au sufletele neavând gen, nu poți să zici că ăsta e bărbat, este e femeie, nu poți să zici că ceva e bun, ceva mai mult la unul, ceva mai puțin la altul. Sunt suflete care au același tip de experiențe fiecare ca să se desăvârșească. Au lecții, au lecții. Și când au lecții, nu poți să spui că ceva e bun și nu mai există reguli. Asta să respecti, asta să nu respecti. Există doar acceptarea lucrurilor așa cum sunt. Și în acceptând lucrurile așa cum sunt, tu te unești cu divinul. Te unești da. cu divinul, este viața și nu mai poți să greșești. Nu mai ai nevoie de reguli să te corecteze. Atât da să înțelegi că ești o ființă cerească care nu știe decât să iubească, să dăruiască. În da. în care te referi la entități, la corpul și bărbați și femei, atunci te poziționezi. Ești cu unul sau cu altul. Femeile se apără pe ele, bărbații se apără pe ei și intră în conflict. Exact, exact. Noi venim de fapt în, în perechi. Uh, vedem de-a lungul vieții noastre, suntem în prietenii cu anumite persoane, după aia ne mutăm la alte persoane și așa mai departe. Uh, de astea sunt programe care sau lecții care le avem de învățat împreună și odată învățate, nu mai există sens ca să mai fii în relație cu persoana respectivă. că e de prietenie, că e de amiciție, că e iubit, că e job, că e partener de afaceri, că orice ar fi. Se orice formă probleme. la persoana da. respectivă. Da. În momentul în care s-au învățat lecțiile, te muți mai departe, că viața curge. Da? Nu mai locuiești în același oraș, nu mai ești cu aceiași acelea, oameni. Uh, Vedem asta. Noi avem tendința să credem că ceva este pentru toată viața, și de acolo vine și suferința. Da. Că mi-am luat mașină pentru toată viața, mi-am luat case pentru toată viața, mi-am luat bărbați pentru toată viața. Da, mai este o okay. Nimic nu nuiește. Mai, mai este un lucru. Uh, experiențele care îți consolidează iubirea, uh, uh, deci vei vrea, vei vrea să fie acolo cu experiența respectivă care consolidează iubirea, că îți furnizează energie continuă. Da. Da. Deci acele relații, să zic, în, în care două suflete se completează și se evoluează foarte frumos împreună, se susțin, se, se dezvoltă foarte frumos, ele au tendința să, să să fie împreună pentru că se încărcă cu energie continuu unul cu altul împreună. Da, da. Dar uh... Cei care reușesc să stea o perioadă mai lungă, sau poate tot timpul, dar sunt, sunt puține cazuri. În marea majoritate ajung să se certe, să se, să, să se poziționeze și pleacă mai departe cu bagaj emoțional. Am înțeles, dar uite, ăsta este limbajul care îl folosim. Am împărțit acum noi puține cazuri. Da, am împărțit. Am împărțit. Dacă zice mie sufletul care trăiește, ce trăiește? treaba lui. Deci rămâi la un limbaj foarte, cu formă generală foarte mare, care neavând un -ne, nu te mai poate afecta nimic. Dacă observ toate, to tot limbajul nostru este foarte împărțit. Tot timpul sunt ca niște pistoane care bat tot timpul așa, știi? Dar când ai limbajul acesta care privește lucrurile de sus, de a, din ansamblu, nu mai e să iei ceva personal și nu te mai poate afecta nimic. Că tu fiind un suflet care doar are experiențe, are lecții, nu poți să spui că o lecție e mai bună decât, sau mai rară da. decât alta, pentru că lecțiile sunt necesare. Deci toate lecțiile trebuie să le, să le duci așa cum sunt. Pentru că rolul lor este să stingă programele de la alții, alții din spatea noastră care au împărțit. Fi sigur că acolo sunt mii de oameni care așa și-au și -au dus viața. Au împărțit și de aia sunt în iadurile astea. Deci împărțirea în părțirea, bine și rău este iad, dar trebuie să fim atenți la limbaj. Noi cumva trebuie și în școala iubirii să ne modificăm limbajul, dar probabil că să ne modificăm și stările interioare atunci. Când nu ne mai referim la bărbați și femei și așa mai departe, ci ne referim doar la suflete, care au experiențe umane. Da, eu cred că este influențată de, de, de materie. Cu cât suntem mai aprofundați în materie, în această realitate, cu atât suntem mai împărțiți. Și uh, cât ne depărtăm de materie, parcă prin ca și zoom-ul, da? Primești, vezi lucrurile mai de sus și le vezi mai în ansamblu. Cu cât ești mai jos, cu atât vezi numai detaliile. Da, și de ce în bășul cotidian trebuie să evităm raportarea la eu, la corp, la avantajele mele, la binele meu și mereu trebuie să-ți distrugi binele ca să poți să-ți dai seama că ești o ființă divină. Asta noi nu facem. Adică să ne opunem binelui nostru, să nu, nu ne căutăm binele. Când cauți binele, se consolidează egoul și diavolul. Deci noi devenim o ființă diavolească atunci când ne căutăm binele. Că ce înseamnă diavolul în definiția lui? Eu, pe primul plan, adevărul, dreptatea și binele meu. Și atunci ne facem Dumnezeu nostru și îl dăm afară pe Dumnezeu adevărat, care este tot ceea ce este egal. Deci diferența între Vechiul Testament și Noul Testament asta este. În Vechiul Testament Dumnezeu zice, voi toți să fiii mei, voi toți să fiți, de deci tot este egal. Din la Noul Testament zice, voi să proști toți. Gata, televizată. Și asta face da. preotul, asta face OMS-ul, asta face Organizația Națiunilor Unite. Voi toți sunteți proști, nu te aveți nevoie de regulă acesta. Este exact, exact Noul Testament. Tradus în limbaj modern. Și exact ce a zis Iisus. Deci, Da, În limbaj juridic. În limbaj juridic, zice ONU. Voi sunteți proști și pentru că sunteți proști trebuie să vă pun regulile astea, că nu vă puteți grija. Păi mai da. făcut prost, de ce mai făcut prost? Mai luat divinitatea că eu sunt o ființă divină. Dacă înțeleg că sunt o ființă divină, atunci nu mai pot să fiu prost. Dar nu mai respect Salvatorul, nu mai respect. Am dat la o parte Salvatorul că n-am nevoie de intermediar și fiind ființă divină, fiind chiar Dumnezeu, soarele de iubire care se exprimă, eu nu mai pot să respect Salvatorul. Salvatorii ăștia care sunt aduși pe același principiu. De stăpânirea. Stăpânirea pământească. Nu mai, pot să, da, nu mai pot să o accept. Sufletul nu acceptă stăpânirea pământească. Asta trebuie să se înțeleagă. El acceptă pe toți oamenii. El se supune la toți oamenii. Nu se supune unuia mai mult decât altuia. Nu-l vede pe sfânt mai mare decât păcătos. El vede pe soare de iubire vorbind prin fiecare din oameni. Și nu are cum altfel. Asta este adevărata religie și adevărata înțelegerea raportului între om și Dumnezeu. Faptul că prin orice om vorbește același al nostru Dumnezeu. Nu e vorbește mai mult prin unul și prin altul. Nu. În, am pus acum convorbiri vorbiri și dezbateri un, un registrar. Am făcut un registrar și am citit ce a scris Gabriela din Italia. Lucrează la un spital de nebun. Și zicea o chestie frumoasă că preotul din sat a zis, aoleu, te, te asculti, ești în școala iubirii acolo, vezi că o să ajungi la spitalul de nebun. Și a zis, într-adevăr, a avut dreptate, am ajuns la spitalul de nebun. Dar nu ca pacientă, ci ca, asistent. Ca asistent, pentru că numai cineva din școala iubirii ar putea să ducă cu bucurie la, să fie asistent de la, de la spitalul de, de nebun. Da, și pentru... Cu... Da, da. Spune. Nu zic pentru că ceilalți oameni văd că nebuni sunt toți ceilalți în realitate și nu vor să aibă de-a face cu niciun, cu nimeni. Da, poți să te mai duci și la nebun. N-am destui nebuni aici în jurul meu. Păi asta era impresia ei, că adevărații nebuni sunt întâia din afară și acolo unde spitalul de nebuni aia nu sunt nebuni. pentru că aveau o putere de sinteză și vorbeau în esență. Deci erau ca niște duhovnici. Vorbeau puțin, da, dar când spuneau, spuneau niște lucruri de adevăr extraordinar. Și zice că n-am -am crezut niciodată că o să ajung. Să abia aștept să ajung în fiecare zi la spitalul de nebuni să mai vorbesc cu oamenii. Păi și ai făcut, uh, ai citit ce a scris ea? Da, am pus pe ultima emisiune. A, ah, păi trebuie să bate. ascult. Mare mm -hmm. să vezi că s-ar putea să mi se închidă cam mai puțin de 5%, așa dacă dispare, că s-a luat curentul în Germania. Am înțeles. S-a luat curentul? Nu, ah. la mine s-a luat. Exact. Păi te poți să da. la orice. Deci, constrângerile vin în. Dacă n ai salvator, nu poți să existe constrângere, pentru că nu respecti stăpânirea. Și n are ce să te corecteze. Tu, văzând, tu, în interiorul tău, văzând pe Dumnezeu în toate pozițiile, tu nu poți genera în afară ceva care să vină constrân, constrângător. De deci, ceea ce fac ea e din noi, din major, ma, majoritatea oamenilor, pentru că am pus un salvator mai sus și vedem lucrurile divizate și divizarea creează, creează situația asta din afară. Infinite situații de constrângere și le dăm puterea lor. În momentul în care vezi pe Dumnezeu peste tot, în Universul tău, constrângătorii dispar. Deci nu mai ai uh, tangență cu ei, absolut deloc. Pentru că nu-i creezi. Noi, uh, nimeni nu zice că noi creăm Universul, noi creăm realitate real.